Primele două etape de admitere în liceu s-au încheiat miercuri, însă mai sunt locuri libere pentru cei nerepartizați. Astfel, în prima etapă de admitere au fost admiși aproximativ 3500 de absolvenți de gimnaziu față de cei peste 4000 anul trecut, iar numărul de locuri rămase libere în licee înainte de a doua etapă era de 635. În etapa a doua de admitere, finalizată miercuri, s-au prezentat un număr foarte redus de tineri, mai precis 16 din cei 86 rămași nerepartizați. În prima etapă de admitere au participat 3567 de candidați din județul Galați și 75 de elevi din alte județe. Au fost admiși 3481 de elevi, iar în acest moment numărul de locuri libere la liceu este 635. Cele mai multe locuri libere au rămas la colegiile și liceile tehnologice, la profiluri precum construcții la Liceul Tehnologic Anghel Saline, mecanică la Colegiul Tehnic Paul Dimo, Radu Negru, Traian Vuia, Marină și CFR. În acest an a existat și opțiunea înscrierii la școala profesională cu durata de 3 ani. 32 de clase, adică 896 de locuri, pot fi ocupate de absolvenții clasei a 8-a. Pentru elevii care vor să fie admiși la școlile profesionale în a doua etapă, au rămas libere 460 de locuri. Cele mai căutate specializări în prima etapă au fost mecanic auto, tinichigiu auto și cofetar patiser. La Galați, locuri libere au rămas la Liceul de Marină, Marinar 12, Colegiul Radu Negru, Sudor 17, Colegiul Aurel Vlaicu, Strungar 25, Energetic, Electrician 20, Liceul CFR, Electromecanic 28, Colegiul Elena Doamna, Brutar Patiser 9, Liceul Anghel Saline 28, Lăcătuș Mecanic 17, Zugrav Ipsosar, Frizer Coafor. La liceu Simeon Mehedin sunt disponibile 12 locuri ca tâmplar universal și 12 pentru zugrav, iar la colegiul Dumitru Moțoc, brutar patiser, 11 locuri. La clasa a noua, pentru clasa a noua, școală profesională, pentru cei de după clasa a opta, mai avem 11 locuri la calificarea brutar patiser preparator produse făinoase, iar la clasa mă rog, 10-a, după clasa a noua, învățământ profesional de 2 ani, mai avem, s-au completat cele două clase care sunt de una de ospătar și cealaltă de bucătar și jumătate cofetar-patiser. Există de asemenea un număr de 512 elevi care nu au promovat clasa 8-a și care sunt așteptați în a treia etapă de admitere. În perioada următoare se vor rezolva cazurile speciale și se vor desfășura următoarele etape privind admiterea pentru liceu și școala profesională.